Bună dimineața! Mă bucur să fim împreună. Este o dimineață frumoasă de 1 decembrie, ziua națională. Vă spun la mulți ani tuturor celor care sunt pasionați de psihologie și urmăresc aceste seminare pe partea psihologică. În această dimineață despre neîncrederea în sine, un subiect cu eco, un subiect important, un subiect de care ne-am lovit fiecare din noi la un moment dat, mai mult sau mai puțin. Fiecare din noi a experimentat, într-o anumită măsură, această neîncredere în sine, această imposibilitate de a te relaxa în anumite situații critice, poate, sau solicitante din punct de vedere psihologic. Auzim foarte mult vorbindu-se în ultimul timp despre încrederea în sine, despre faptul de a ne câștiga o puternică, o mare încredere în noi înșine, ca să ne simțim stăpâni pe viața noastră, să ne simțim echilibrați, să ne simțim bine, să avem încredere pentru a depăși situații grele. Și tocmai despre această încredere sau neîncredere o să vorbim astăzi. Dezvoltarea personală, care a ajuns o adevărată industrie în ultima perioadă de timp, pune foarte mult accent pe încrederea în noi înșine. Și vine să ne vândă tot felul de metode magice și metode minune cum să avem această încredere în noi. Vedem că, indiferent câte cursuri facem și indiferent câte cărți citim de dezvoltare personală, undeva acolo, într-o zonă profundă a sufletului nostru, încă avem teamă, încă avem neliniște, încă ne este teamă în fața unor provocări noi, deși poate recunoaștem sau nu recunoaștem acest lucru, totuși neîncrederea există încă în noi. Indiferent, repet, câte cursuri am făcut și câte cărți am citit și câte seminare am urmărit, încă există acolo o neîncredere, încă există acolo o teamă, încă există acolo un complex de inferioritate, de neputință, pe care probabil nu-l vom recunoaște, dar îl știm, îl simțim, e acolo. Și despre asta vorbim în această dimineață, cu sinceritate, cu deschidere. Vom fi gata să ne confruntăm cu realitatea și să vedem, de fapt, cine suntem și cum suntem și de ce suntem așa cum suntem. De ce încă avem neîncredere în noi? Deși suntem adulți, deși suntem oameni capabili, deși am reușit în multe aspecte ale vieții, poate avem o carieră de succes, poate avem o familie bună, poate avem anumite resurse în viața noastră și totuși, această neîncredere vine după noi. Ca un monstru, ca un uriaș care calcă pe urmele noastre și ne suflă în ceafă. Este acolo, prezentă, o știm, o simțim, îi simțim răsuflarea rece și știm că e acolo. Această teamă că ceva s-ar putea întâmpla, că ceva rău este gata să se întâmple, că cineva își dă seama că de fapt nu suntem capabili, că de fapt nu suntem pricepuți, că de fapt nu suntem așa de buni cum am lăsat să se vadă. Fiecare din noi are o astfel de teamă undeva în sufletul lui. Și astăzi despre această teamă sau despre neîncrederea noi înșine o să vorbim. Neîncrederea în tine este bazată pe dovezi reale sau cauzele sunt necunoscute. Noi ce facem ca să ne găsim o scuză pentru această neîncredere în noi? Stăm și ne uităm și spunem, ok, n-am încredere în mine, hai să văd. De ce n-am încredere în mine? Păi, uite, n-am luat o notă mare la examen, n-am primit jobul pe care mi-l doream, partenerul pe care mi l-aș fi dorit să-l am m-a părăsit și găsim tot felul de motive de ce n-avem încredere în noi și credem într-un mod greșit că, de fapt, cauza neîncrederii pe care o simțim în noi înșine se datorează unor eșecuri pe care le-am avut cândva. Și atunci, cu multă meticulozitate, ne facem o listă cu eșecuri. Am greșit atunci, nu mi-a ieșit atunci, am pierdut atunci, cu tare lucru n-am reușit. Și atunci ne facem acolo o listă cu tot felul de eșecuri nereușite, frustrări pe care le-am adunat și spunem clar, de aici mi se trage. De asta am eu neîncredere în mine, pentru că cu tare nu m-a băgat în seamă, cu tare persoană n-a vrut să fie cu mine, n-am reușit în cu tare examen sau la cu tare interviu. Deci înseamnă că am motive justificate pentru această neîncredere în mine. Fals. Fals. Repet. Nu. Neîncrederea pe care o simțim în noi nu se datorează eșecurilor pe care le avem, deși aceste eșecuri ne sar în față atât de vehement
încât suntem convinși că despre asta e vorba. Nu! Aceste eșecuri nu sunt cauza neîncrederii în noi înșine. Ele sunt consecința neîncrederii în noi înșine. Și subliniat bine acest lucru, eșecurile pe care le-am trăit nu sunt cauza neîncrederii în noi înșine. Eșecurile pe care le-am avut sau pe care poate le avem sunt efectul neîncrederii în noi înșine. Subliniat acest lucru, dacă până acum ai crezut altfel, pentru că, repet, poate ai citit o felul de cărți de dezvoltare personală care ți-au spus cum să treci peste eșec ca să poți avea încredere în tine și să poți să nu mai fii concentrat atât de tare pe eșec, pentru că de acolo îți vine neîncrederea ta în tine, greșit. Neîncrederea ta în tine nu vine din eșecuri. Poți să ai o listă cât casa scânteii. Nu! Toate acele eșecuri sunt cauza. Toate acele eșecuri sunt consecința, scuze. Sunt consecința neîncrederii în tine. Cauza este cu totul alta. Și în această dimineață e important să înțelegem acest lucru. Pentru că dacă înțelegem acest lucru, ne înțelegem pe noi înșine. Și lucrul ăsta e important. Deci, în primul rând, reținut minte lucrul ăsta. Eșecurile pe care tu le ai sunt o consecință a neîncrederii în tine. Nu cauza lor. Nu cauza ei. Eșecurile garantează faptul că tu nu ești demn de încredere? Nici vorba. Pentru că n-ai avut doar eșecuri. Ai avut și momente în care te-ai comportat minunat, în care ai avut rezultate foarte bune, în care ai reușit să mergi mai departe și să faci lucruri pe care mulți oameni au crezut că nu le poți face. Dar tu ai dovedit că le-ai putut face. Asta înseamnă că nu se datorează eșecurilor neîncrederea ta. Nu înseamnă că nu ești demn. Ești demn, ești valoros, ești capabil, ești puternic, ești înțelept. Și ai multe resurse pe care tu nu le vezi din alte motive. Toate lucrurile negative din viața ta sunt o cauză pentru neîncrederea ce o simți sau o confirmare a ei. Tu îți cauți eșecurile ca să ți se confirme că ai motive să nu crezi în tine, să nu crezi că ești capabil, să nu crezi că poți. Când, de fapt, ele sunt doar o consecință. Fii atent, lucrurile care crezi că te devalorizează ca persoană îți trezesc un sentiment de neîncredere sau doar îl confirmă. E cât se poate de clar că nu evenimentele negative îți cauzează acest sentiment de neîncredere, ci există o altă cauză, mult mai timpurie. Înainte ca tu să fii ajuns să faci acele eșecuri, înainte să le ai acele eșecuri, înainte ca tu să ai rezultate bune sau să ai rezultate slabe la școală, înainte de asta, încrederea sau neîncrederea în tine era deja acolo. Da? Deci, psihologia spune că fundamentul vieții noastre psihice, adică încrederea sau neîncrederea în noi, este stabilită deja până la 6 ani. De la 6 ani ți se confirmă că este adevărat ceea ce tu știai dinainte, și anume că ești demn de încredere sau nu. Asta ai stabilit tu însuți până la 6 ani. De acolo lucrurile merg într-o parte sau alta în funcție de ceea ce ai experimentat tu la vârsta respectivă. Tot ceea ce vine din exterior și te face să te simți inferior vine dintr-o traumă emoțională care a adus drept consecință sentimentul de neîncredere. Deci vreau să spun că lucrurile de genul ăsta, chiar dacă tu ești convins că ți se datorează unui om drag care te-a respins sau unui examen pe care l-ai căzut sau unui interviu pe care nu l-ai luat, nu. Toate aceste experiențe sunt doar o consecință a ceea ce tu deja aveai stabilit în interiorul tău datorită unei traume sau unor traume pe care le-ai trăit tu sau cei din familia ta. Astfel, ai ajuns să treci cu impresia că nu ești bun de nimic sau că e ceva în neregulă cu tine, cu persoana ta. E timpul să scapi de această concepție greșită. Cum se manifestă neîncrederea în sine? Și aici e important să te verifici, să vezi unde te afli. Ești atras de ceea ce înseamnă eșec și devalorizarea propriei persoane ca un magnet. Sunt oameni care au aproape o plăcere în a se devaloriza. Pur și simplu se hrănesc.
cu complexul de inferioritate, cu dezaprecierea de sine și cu faptul de a se critica singur. Și atunci e important de știut că acest lucru este o consecință a neîncrederii în sine. Abia aștepți în sinea ta să descoperi o nouă oportunitate de a-ți confirma neîncrederea. Când ai succes, simți că ceva nu e pe merit în toată situația aia și că oamenii foarte curând se vor convinge că te-au apreciat pe nedrept, că ți-au acordat un titlu sau că ți-au acordat o anumită poziție pe nedrept, că de fapt tu nu ești demn de poziția respectivă. Eșecurile și respingerile îți produc o stare de tristețe profundă până la depresie. Asta înseamnă că atunci când într-adevăr ai greșit ceva, faci din lucrul ăla o tragedie din care de-abia te poți ridica. Cum știi că neîncrederea în sine este tiparul tău mental? Ai senzația că e ceva greșit în esența ta, adică că ești tu altfel, că ești tu diferit. Și mulți oameni mă întreabă, nu se poate ca eu pur și simplu să fiu așa? Nu. Răspuns corect, nu. Nu se poate că tu pur și simplu ești așa. N-ai hotărât tu la un moment dat, așa, pur și simplu, hai să fiu eu un om eșuat, hai să fiu eu un om ratat. Nu. Nu ești tu pur și simplu așa. Tu n-ai venit pe lume cu scopul ăsta să fii ratat. Nimeni nu vine pe lume cu scopul ăsta. Deci înseamnă că undeva ți-a fost insuflată această stare datorită vieții pe care tu ai trăit-o în acei 6 ani de care vorbim. Da? Deci nu ești tu pur și simplu așa. Sunt mulți oameni care mă întreabă, dar nu se poate să fiu eu pur și simplu așa? Nu. În dreptul fiecărei persoane răspunsul este nu. Nu. Dacă ești așa, se datorează unor lucruri concrete care ți s-au întâmplat, dar nu ești tu pur și simplu așa defect. Nu. Ți se pare ție că ești defect datorită unor lucruri pe care le-ai trăit, dar nu ești defect. Nu ești tu mai prejos decât alții, nu ești tu inferior altora, nu ești tu incomplet, nu ești tu cu o problemă, nu. Datorită unor lucruri pe care tu le-ai trăit și care te-au influențat, ai ajuns poate să ai anumite stări, anumite trăiri, anumite convingeri, dar n-are treabă cu realitatea. Ce înseamnă da, să nu ai încredere în tine? Nu te gândești la propria persoană, adică cauți să fugi de tine însuți. Și atunci ești în stare să faci orice pentru oricine, doar pentru tine n-ai timp. Pentru sufletul tău, pentru trăirile tale, pentru emoțiile tale, n-ai timp. Și lucrez în perioada asta cu un cuplu și ea îi spune lui, mi-aș dori tare mult să mergi la terapie și să faci terapie individual, la care el spune, când o să simt, o să merg. Da, exact lucrul ăsta, nu te gândești la propria persoană. Adică, când e vorba de mine, este timp. Când e vorba de alții, da, alții să se ducă, alții să facă, îi ajut și eu să se ducă și să facă, dar când e vorba de mine, nu. Sunt o grămadă de părinți care își duc copiii, cum mai spuneam altă dată la terapie, n-au nicio problemă. Dar ei, pentru nimic în lume, n-ar face asta. Sau parteneri care sunt gata să ducă soțul la terapie sau soția la terapie, dar ei, niciodată. Exact lucrul ăsta, nu te gândești la propria persoană. Ești gata să te dai peste cap pentru altul, să ajuți pe altul, să faci pentru altul, să te gândești la altul, să te frămânți pentru altul. Când e vorba de tine, pauză, acolo linie dreaptă. Linie albă, coala albă, nimic. Când e vorba de tine, nu. Sufletul tău, nu. E vorba de alții, da. De ce? Pentru că asta înseamnă să ai acel tipar de neîncredere în tine. Tu nu meriți, de tine nu e vorba, la tine nu trebuie să te gândești, de tine nu trebuie să te ocupi. Asta înseamnă neîncrederea în sine. Tipar mental de neîncredere în sine. Nu te ocupi de tine însuți. Nu ești curios, nu te interesează, nu vrei, nu simți, nu-ți dorești. Asta înseamnă tiparul de neîncredere în sine. Te simți copleșit de nesiguranță și ai senzația că nu o să poți, că nu o să știi, că nu o să te descurci, inclusiv în ce privește terapia. La mine nu funcționează, eu nu pot, eu nu știu, eu nu mă descurc, la mine nu merge. Da? Tipare mentale de neîncredere. Încerci prea tare să demonstrezi altora că ești cineva.
Și știm acei oameni care muncesc mult să aibă bani, să aibă renume, să aibă poziție și sunt gata toată viața să o pună pe altarul banilor. De ce? Pentru că neîncrederea în sine trebuie compensată. Și atunci trebuie compensată cu relații extraconjugale, cu bani, cu tot felul de lucruri, ca să existe acolo un ceva care să contrabalanceze. Și atunci oamenii accentuează foarte tare pe a demonstra, pe a arăta că sunt cineva, tocmai pentru că în interiorul lor au această neîncredere în ei înșiși. Crezi că nicio persoană de sex opus nu te poate iubi dacă te-ar cunoaște cu adevărat? Este o frază foarte importantă. Și atunci ce fac oamenii? Încearcă să pozeze, să fie altfel decât sunt cu adevărat. Tocmai pentru că le este teamă că dacă celălalt i-ar cunoaște cum sunt cu adevărat, nu i-ar iubi. Și de aici se pornește tot ce înseamnă manipulare, tot ce înseamnă control, tocmai datorită faptului că prin manipulare omul este condus într-o zonă fără ca să existe intimitate, doar prin intermediul unor jocuri psihologice, fără a se cunoaște sincer și cu adevărat cei doi. Și fără ca cel care manipulează să-și poată deschide sufletul și să destăinuie care sunt trăirile lui adevărate. Te consider un incapabil și nu meriți să fii iubit, nu poți împărtăși secrete, nu poți să-ți deschizi inima, nu poți să fii sincer, nu poți să fii deschis pentru alții, pentru că, repet, este acest tipar de neîncredere. Pretinzi să fii altceva sau altcineva decât ești, îți asumi vina pentru trecutul tău și te identifici cu eșecurile părinților tăi sau a copiilor tăi sau a rudelor tale și ajungi să te simți tu vinovat sau rușinat pentru că tatăl tău a fost alcoolic sau pentru că mama ta a avut diferite probleme și ajungi să te identifici tu cu acele lucruri și să simți tu rușine pentru acele lucruri. Ești atras de oameni care te resping și te critică, pur și simplu cauți relațiile toxice prin care să te simți respins și umilit. Ești rușinat de tine însuți, îți este frică că oamenii vor descoperi cum ești tu de fapt. Și acum despre originea neîncrederii în sine. Foarte important să vedem care este de fapt adevărata cauză a neîncrederii în sine. Am văzut că nu eșecurile sunt cauza, atunci care este cauza? Și vedem acum. Cauza neîncrederii în sine pornește din sentimentul că nu ai fost de iubire și apreciat când ai fost copil. Și aici vreau să fac o paranteză foarte importantă. Poate că nu e vorba de tine. Poate că e vorba de mama ta. Poate că nu e vorba de mama, ci de tatăl tău. Sau poate de fratele tău, sau de sora ta, sau de bunicii tăi. Când ești copil, te identifici cu familia. Poate că tu n-ai fost un copil bătut, dar a fost mama bătută. Poate că tu nu ai fost un copil abandonat, dar mama ta, când a fost copil, a fost abandonată. Atunci, prin identificare, tu preiei asupra ta stările ei, emoțiile ei, durerea ei, respingerea ei. Poate respingerea ai trăit-o tu sau poate a trăit-o mama ta. Pune semnul egal între aceste două. Sau poate respingerea, durerea, abandonul au trăit și le-a simțit tatăl tău. Atunci, acele stări e foarte posibil să le fi preluat tu. Poate tu n-ai fost abandonat, bătut, chinuit, maltratat, abuzat. Dar au fost părinții tăi în diferite situații, în diferite conjuncturi. Da? Deci e important să înțelegi că lucrurile astea poate le-a trăit mama ta. Poate că mama ta a fost bătută, respinsă, abandonată. Sau tatăl tău, sau sora ta, sau fratele tău, sau bunicii tăi. Tu, prin identificare cu familia, e foarte posibil să fii preluat acele stări asupra ta. Chiar dacă nu le-ai trăit tu, pentru că sunt oameni care în copilăria lor poate n-au avut lucruri grave, dar grav a fost ce a trăit mama sau ce a trăit tata. Acele stări le-ai preluat și tu. Bun, deci ea pornește din sentimentul că nu ai fost demn de iubire și apreciat pentru ceea ce ești. În locul lor ai primit doar critică și abuzuri. Cineva din familie te-a pedepsit, înjosit, criticat pentru lucrurile pe care le făceai. Părinții erau dezamăgiți de tine sau nu se simțeau confortabil cu tine. Ceva din felul tău de a fi îi deranja pe ei. Este suficient atât ca tu de acolo să dezvolți neîncredere în tine. Dacă tu ai avut niște aspirații, niște dorințe, niște planuri, niște lucruri specifice ție
și lucrurile alea pe ei i-au deranjat. Este suficient ca tu să dezvolți de acolo neîncredere în tine. E suficient că ei nu te-au acceptat exact așa cum ești. Ceva i-a deranjat la tine, ceva n-au putut suporta la tine, ceva mereu au criticat la tine. Mereu au avut ceva de comentat și de obiectat în ce te privește. Mereu ți-au reproșat ceva, mereu au fost nemulțumiți sau dezamăgiți de ceva în ce te privește pe tine. Este suficient atât ca tu să dezvolți sentimentul că nu ești bun, că ceva nu e bine cu tine, că nu ești complet, că ești defect, că ceva, că există o problemă cu tine și tu nu ești ca toți ceilalți, tu ești altfel. E suficient atât. Spune asta ca să poți să-ți faci singur o analiză, să vezi unde te afli. Bun, deci părinții erau dezamăgiți de tine, ceva nu era în regulă cu tine, iar lor le era rușine sau îi deranja acel lucru la tine. Ai fost abuzat fizic, emoțional sau sexual de către unul dintre membrii familiei. În loc de iubire, ai simțit respingere sau ambivalență în funcție de rezultatele tale. De exemplu, ai rezultate bune, ești iubit. Ai rezultate slabe, ești respins. Asta înseamnă ambivalență din partea lor. Asta înseamnă că te prețuiesc doar dacă ai făcut ceva bun. Dacă ai făcut ceva greșit, ești respins. În felul acesta, tu nu poți să te simți acceptat. Acceptare înseamnă ești acceptat necondiționat și când ai o zi bună și când ai o zi proastă. Și când ai rezultate bune și când ai rezultate slabe. Dar dacă tu ești acceptat de părinții tăi numai când ai rezultate bune, atunci nu ești acceptat. Repet, dacă ai fost acceptat numai când ai avut rezultate bune, n-ai fost acceptat. N-ai simțit că ești acceptat. Iar cei mai mulți părinți, din păcate, așa și-au crescut copiii, în funcție de rezultatele lor. Ai note bune, ești iubit. Ai note slabe, ești respins, criticat și ești făcut de rușine. Și atunci copilul crește cu un puternic sentiment de neîncredere în el, pentru că aprecierea pe care o primește este condiționată de anumite rezultate ale lui. Asta nu înseamnă acceptare. Nu înseamnă acceptare dacă ești acceptat doar atunci când faci ceva bun. Nu. Și din păcate, mulți dintre noi am fost crescuți așa, poate majoritatea. Părinții spuneau că ești rău și că e vina ta când ceva nu merge bine. Erai mereu comparat cu alți copii sau cu proprii frați. Cu proprii frați, de obicei este într-o familie cu mai mulți copii, unul care e cel mai bun și unul care e cel mai slab. Și unul este lăudat, apreciat, iubit, celălalt este oaia neagră, mereu criticat și mereu comparat cu fratele mai bun. Ei, cel care este al doilea, și anume cel mai slab, întotdeauna va suferi de neîncredere în el. Pentru că a fost comparat, pentru că a fost dat exemplu negativ, pentru că în felul acesta el a înțeles că nu-i bine ceva cu el, că e greșit, că e defect. Și atunci acest sentiment va rămâne tot restul vieții lui dacă nu rezolve această problemă. Deci, comparat cu frați, erau puși într-o lumină favorabilă fratele mai mare, iar tu într-una defavorabilă. Emoția caracteristică sentimentului de neîncredere este rușinea, adică ai sentimentul de rușine, frică că ar putea să se întâmple ceva și să te faci de rușine. Și această trăire este des întâlnită la oamenii cu neîncredere în ei. Ea apare la orice semn la care oamenii pot să te descopere cumva. Ți-e frică, ți-e rușine, nu cumva să descopere la tine ceva greșit. Astfel îți iei toate măsurile de precauție pentru a nu fi dat în vileag. Și atunci ce faci? Îi țin pe oameni la distanță, tocmai ca în felul acesta să te poți proteja. Îți este rușine de tine însuți, dar poate că uneori nici măcar nu știi de ce anume ți-e rușine, dar ți-e rușine. Dacă cineva te apreciază, provocându-ți emoții pozitive, tu le alungi imediat și ai comportamente de subapreciere spunând nu e chiar așa, doar am avut noroc. Adică nu ți-asumi o reușită. Mai degrabă spui că ai avut noroc, a fost un examen ușor, că toată lumea a știut, că era de la sine înțeles, ia toată lumea examenul ăla, dar nu îți asumi ție niciun merit. Neîncrederea tradusă în comportamente, capitulare, alegi parteneri critici care te înjosesc și te resping, accepti sentimentul cum că ești greșit și meriți să nu fii iubit de nimeni, eviți, nu ți arăți părțile vulnerabile, te închizi în tine, nu vorbești, nu te destăi, nu spui ce-i cu tine.
Eviți să exprimi nevoile și sentimentele tale, nu spui ce-ți dorești de la ceilalți, nu spui ce te deranjează, nu spui ce ți-ai dorit cu adevărat, ții totul acolo închis în sufletul tău. Supracompensare, încerci foarte tare să compensezi neîncrederea asta cu rezultate, cu bani, așa cum spuneam. Sentimentul valorii personale este construit pe ideea succesului, iar orice mic eșec creează o stare de agitație și frustrare mare în interiorul tău. De ce? Pentru că este ca și când s-ar dărâma totul. Comportament narcisist, care este o combinație între sentimentul de deficiență și drepturile personale pe care omul respectiv și le cere cu exasperare. Adică devine un om foarte rigid și axat pe dreptate, pe dreptatea lui, pe dreptul lui, pe ceea ce îi se cuvine. Și atunci devine foarte vehement pe acest aspect, vrând dreptate cu orice preț, pentru că este mecanismul lui de apărare, apărându-se cu acest sentiment de dreptate. Recurgi la critici, respingi pe alții, vrei să pari perfect, vrei să pari ceea ce nu ești. Și o să trec mai departe, pentru că am material mai mult pregătit aici, da. Aș vrea să nu mă întind foarte mult. Mergem la tratamentul pentru neîncredere. Schimbarea va începe când vei realiza că sentimentul de neîncredere nu vine dintr-o deficiență reală. Și subliniez încă o dată, spun încă o dată acest lucru. Schimbarea începe atunci când tu poți să-ți dai seama că neîncrederea pe care tu o ai în tine nu vine dintr-un motiv real, prezent. Nu vine din faptul că nu te pricepi tu bine la ceva, sau din faptul că ai greșit ceva, sau din faptul că nu ți-a mers bine într-un anumit aspect. Nu. Neîncrederea ta în tine vine dintr-o altă zonă, și anume din familia ta, din perioada în care tu ai crescut, din felul în care ai fost format și te-au impactat anumite lucruri la vremea aceea. Caută copilul rănit din tine, înțelegându-ți sentimentele de rușine și de inferioritate trăite în copilărie. Adu-ți aminte de momente și de situații în care ai fost copil și ți-a fost rușine, în care ai fost respins când erai copil, în care ai fost tratat rău când ai fost copil, în care ți-a fost frică când erai copil, în care ai fost afectat și ai suferit când erai copil, pentru că aceea este cauza, adevărata cauza neîncrederii tale în tine. Fă o listă cu comportamentele prin care eviți confruntarea cu sentimentul de neîncredere prin evitare sau prin supracompensare. Caută să pui capăt acestor comportamente. Caută copilul rănit din tine și înțelege-l și vezi cum încerci tu să te aperi de acel copil, să te scapi de acel copil. Pentru că tu, fără să-ți dai seama, apelezi la tot felul de mecanisme ca să te scapi de partea aia sensibilă și slabă din tine. Și nu funcționează. Și atunci tu trebuie să-ți dai seama pentru început că nu merge. Nu poți compensa cu bani, cu relații sexuale, cu poziție socială, cu o grămadă de alte lucruri. Nu poți compensa partea aia slabă din tine. Trebuie să te ocupi de ea direct. Până acum ai încercat să scapi de ea, să uiți de ea, să o ascunzi, să o îngropi, să faci cumva să dispară. Acum e momentul în care să fii sincer cu tine și să-ți dai seama că partea aia n-a dispărut. Indiferent câte lucruri ai reușit tu să aduni, indiferent câte rezultate ai reușit să aduni, nu a dispărut partea slabă și temătoare din tine. Ăsta e primul lucru. Fii sincer și confruntă-te cu acel copil din sufletul tău. N-a dispărut. N-a plecat nicăieri. E tot acolo în tine. Aceeași teamă, aceeași neliniște, același complex de inferioritate, aceeași nesiguranță e și astăzi, acum în tine. Și atunci nu mai căuta să dai partea asta deoparte. Confruntă-te cu ea. Înțelege că trebuie să te ocupi de această parte slabă din tine. Nu există mecanism de apărare pe termen lung care să te țină în siguranță față de această parte sensibilă din tine. Și aici, de aici începe terapia. De la acest punct în care să-ți dai seama că încă există în tine această parte de nesiguranță, de teamă și de neliniște. Bineînțeles că sunt multe sentimente asociate cu copilul interior,
de rușine, de neputință, de nedreptate, de furie. Toate aceste lucruri e important să le poți descoperi. E important să fii atât de sincer și atât de deschis și atât de onest cu tine însuți, încât să-ți dai seama că toate aceste sentimente pe care le-ai trăit când erai copil, le trăiești și astăzi. Și astăzi ele sunt în interiorul tău. Monitorizează sentimentele de rușine și de neîncredere. Vezi de unde vin, vezi de unde apar, vezi când le-ai mai trăit, vezi care sunt acele lucruri care au produs aceste sentimente în viața ta. Este important să te ocupi de ceea ce înseamnă planul tău psihic. Neîncrederea pe care tu o simți în momentul de față nu o poți înlătura doar prin tehnici în 3 pași cum să îți câștigi încrederea în tine sau în 4 pași cum să devii un om care are toate resursele la îndemână sau cum să devii în 4 pași cineva care nu se dă niciodată înapoi și care reușește în toate privințele. Sunt metode care știm că nu funcționează. Pe moment ne dau o senzație oarecare de bine și ni se pare că totul e ok. Dar este doar o senzație de moment. Poate chiar ne ajută astăzi, dar mâine o luăm de la capăt, cu aceleași frici, cu aceleași neliniști. Și în încheiere, ceea ce aș vrea să îți recomand este dacă simți această neîncredere în tine, caută să vezi de unde vine. Caută să vezi care este cauza ei reală și începe să lucrezi de acolo pentru vindecarea copilului tău interior. Mulțumesc!